Favoriții din Casa Iubirii. Favoriții din Casa Iubirii din data de 26 iunie 2022 sunt: în Casa Fetelor propus spre eliminare dintre băieți este Dragoș, iar în Casa Fetelor propus spre eliminare dintre fete este Alexandra. În această gală, cecul de 5.000 de lei îi este înmânat lui Radu. Iar propunerea lui Radu spre eliminare în Casa Iubirii în această zi este Grațiela. Și astfel Dragoș este eliminat din competiție. Andreea Mantea îi întreabă dacă sunt pregătiți de gală sau o să găsiți o scuză și pentru gală. Fetele spun că au pe cine propune spre eliminare. Știți pe cine să votați băieții în această gală. Însă băieții spun că nu prea au pe cine propune, Adrian spune că depinde de ce se va întâmpla în această gală. Andreea Mantea spune că ar trebui să le ajutați puțin pe fete, că ele s-au certat foarte tare, că nu au pe cine să voteze dintre băieți. Le are vota pe Dragoș, însă nu toate sunt de acord. Dar și nu știu pe cine propun băieți spre eliminare dintre fete. Andreea Mantea îi întreabă pe băieți direct. Pe cine votați băieți în această gală? Pe Maria sau pe Alexandra? Nu știm, vom vedea poate pe amândouă, poate pe niciuna. Andreea Mantea spune că am tras cu urechea fetelor și poate vei amestecat strategia. Auzind Dragoș cuvintele spuse de Andreea, le spune fetelor să nu-l voteze. Dar se va vedea dacă îl vor vota sau nu fetele pe Dragoș. Sau dacă au fost influențate de băieți cu propunerile spuse de prezentatoarea Casa Iubirii Andreea Mantea. Andreea Mantea a spart toți banii la cazinou. Vedeta a vrut să dea lovitura. Iată cu ce s-a ales după experiența în sala de jocuri de noroc. Andreea Mantea a spart toți banii la cazinou. Iată cu ce s-a ales după experiența în sala de jocuri de noroc. Andreea Mantea și-a încercat norocul și a băgat banii la cazinou. Cu ce s-a ales vedeta după escapada ei aventuroasă în lumea jocurilor de noroc? Andreea Mantea este plecată în Miami cu un brand celebru de make-up, al cărui ambasador este. Vedeta nu pierde deloc timpul și se aventurează în fel și fel de activități. Aflată în lumea exclusivistă a celor mai cunoscute cazinouri, prezentatoarea emisiunii Casa Iubirii nici nu a stat pe gânduri și a băgat banii la păcănele. Andreea Mantea a vrut să dea lovitura în lumea jocurilor de noroc. Andrei Mantea îi plac experiențele noi, iar plecarea în Miami a fost prielnică pentru a încerca lucruri noi. Vedeta s-a decis să calce pragul cazinourilor celebre din America, în speranța că va da lovitura. Recent, vedeta a postat pe story mai multe poze din sala de jocuri, semn că s-a distrat foarte bine, iar una peste alta, vedeta chiar a câștigat o sumă frumușică. Andreea Mantea este dezinvoltă și îi place ca de fiecare dată când vizitează un loc nou să încerce o mulțime de lucruri, îi plac aventurile și nu se dă înlături de la nimic. Zilele acestea, prezentatoarea TV și le-a petrecut alături de oameni noi, departe de monotonia zilnică. Ba chiar a dezvăluit că a avut timp să stea la plajă și s-a bronzat foarte tare, semn că soarele din Miami este foarte puternic în această perioadă și a prins-o foarte repede. Vedeta a avut prilejul de a se bucura de vreme bună și de timpul petrecut în compania oamenilor dragi ei, însă nu a uitat și de muncă, căci acesta este motivul pentru care a călătorit în SUA. A fost o zi lungă ieri. Am fost la plimbare, shopping, apoi cina și distracție. De maine, mai exact în câteva ore, începind talnarile și conferintele. A scris Andreea Mantea în urmă ce cu câteva zile pe Instagram. Andreea Mantea a vrut să dea lovitura în lumea jocurilor de noroc. Larisa după câteva pahare de vin s-a împăcat cu Dana. Dar și cu Giovanna. Robert și Larisa discuție aprinsă în bucătăria băieților, el îi punea sentimentele pe tavă și Larisa bocea ca o fetiță mică. Răzvan era pe acolo, tot trecea și facea fete, fete. După mai mult vinelo, Larisa l-a văzut pe Robert fete frumos și a început să îi sufoci cu sărutări pe bietul Robert. Pe terasa de afară. Mai apoi pe ringul de dans s-au întâlnit, s-au pupat, s-au strâns în brațe și apoi au dispărut, nu știm în acest moment unde sunt, dar cert este că se pupă cu foc și cred că vinul care a amețit-o de tot. Și așa l-a văzut pe Robert feate frumos. Nu au mai apărut vreo ora, oare ce vor mai face cei doi că sunt plini de surprize? După vreo oră a apărut Larisa singură, oare unde au fost cei doi?
însă Robert nu a mai venit. După vreo două ore a apărut și Robert. Ce vor face cei doi în seara aceasta, suntem curioși, se ține unul după altul. Nu știm ce să mai credem, Larisa plângea după Robert, după spaniolul secret, sau plângea din cauza paharelor de suc. Eu cred că Robert îi spune Larisei ce s-a întâmplat între ele și Nora afară. Robert și Nora s-au prezentat ca o relație, dar numai ei știu ce a fost de fapt. Cei doi nu s-au oprit doar la un sărut franțuzesc, au continuat și în casă. Și după ringul de dans. Până la urmă va mai pleca Larisa în Spania la spaniol, sau va rămâne cu Robert și își va anula biletul de avion, nebunie totală. Dana și Leo au rămas înmărmuriți de cele văzute și s-au blocat, aveau culori la față. Pozele spun mai mult decât cuvintele descrise. Larisa a băut cam mult vinelo și a cerut scuze Giovanei, spunându-i Giovanei că știe că Giovana este orgolioasă, așadar, cele două s-au îmbrățișat și cerut scuze una celeilalte. Se pare că clanul Șoșoacă a stat pe tersă, Dana, Leo, Sabrina, Larisa, Anda și Perneș. Dana vrea să comande și acum grupul și-a ținut pe terasă un timp. Însă când muzica a început și concurenți s-au dus la dans, nu a mai putut Șoșoacă să țină grupul lângă ea. Cu toți au plecat la dans, numai ei trei au mai rămas acolo, nu au venit la dans. Însă Larisa s-a dezlănțuit pe ringul de dans. Vinelo își spune cuvântul. În timp ce celilalți erau în bucătărie și se bucurau cu toți ca o familie. Mama Dana era bodyguard, îl păzea pe micuțul Leo să nu cadă în mreaja lui Nora. Nora a venit pornită pe Alina și Valentin, a luat-o pe Alina în brațe și a spus că grupurile de afară îi susține pe cei doi. Nu doar atât, Nora a mai precizat că și mama ei este implicată în grupurile de susținere ale lui Alina și Valentin. Nora le-a dat și un sfat lui Valentin și Alina. Se vede foarte urât de afară cum vă certați, sunteți foarte iubiți, problema este că vă certați aiurea, fără sens. Toate mesajele care le primiți sunt reale, se uite pe bune, trebuie să fiți altfel, lumea vă iubește, se vede urât cum vă comportați. Nora spune că nu are nimic cu Leo, că are emoții despre cum a intrat din nou în competiție, îi tremurau mâinile și parcă era ca prima dată, toată lumea se distrează. De când a intrat concurenți vechi? Am crezut ca inimioara și Adrian o să stea mai mult ei doi împreună și se vor bucura că s-au întâlnit. Dar se pare că nici măcar nu își mai vorbesc deloc. Nici în bucătărie și nici pe ringul de dans nu s-au intersectat. Adrian înainte să iasă din emisiune spunea că o să o caute pe inimioara ca să se înscrie la Mireasa în următorul sezon. Însă nu știm ce strategie au. Ori își doresc să revină în următorul sezon, ori nu își mai vorbesc. Pentru faptul că inimioara a fost rănită de Adrian. Când în direct a spus că nu își mai dorește să mai continue cu inimioara. Iar acest lucru, cred că l-a costat foarte mult pe Adrian. Inimioara a fost rănită foarte tare încât nu își mai dorește ceva cu Adrian. Informații noi despre Iana, se pare că Nora o ajută cu avocați pe Iana să revină în casa Mireasă. Nora îi explică lui Andrei cum încearcă să o ajute pe Iana, nu se știe cu exactitate dacă o să și reușească, dar vom reveni cu informații pe parcurs. Se pare că și grupurile, dar și fanii înfocați ai emisiuni Mireasă se străduiesc să facă ceva în acest sens, îi urăm succes Ianei. Dacă nu știți, Iana are interdicție în România pe o perioadă de 3 luni, doar după 3 luni va putea reveni în România, deoarece a stat prea mult în emisiune. Deși nu înțeleg de ce staful nu a luat măsuri să o readucă, după cum știu, dacă ai un contract, se poate prelungi viza, dacă voi știți mai multe despre viză, lăsați în comentarii. Emisiunea se va termina în jur de 3 săptămâni, așa că avocații nu au prea mult timp la dispoziție. Se pare că Leo și Robert se ceartă. Ca de obicei Dana ea este bărbatul familiei și a atitudine. Leo îl ia la mișto și îl înjură pe Robert. Se pare că între Leo și Robert sunt treburi nerezolvate, să sperăm că băutura nu o să îi facă să recurgă la alte lucruri mai grave.
Un fan al emisiunii spunea că Robert, după ce ar fi ieșit din casă, a făcut-o pe Nora o femeie ușoară, dar mai apoi cei doi s-au împrietenit, ba chiar Robert a vizitat-o de ziua ei, voi ce părere aveți? Robert ba chiar i-a spus la un moment dat, Leo, lasă că ne vedem noi afară la un grătar, dar era un fel de amenințare. Larisa a zis de acolo, nu, nu vă vedeți. Mama Dana râdea și încerca să-l domolească pe Robert cu glume. Robert, ca de obicei, când bea el exagerează. În ultima parte, Andrei i-a și lăsat un mesaj Ianei la cameră, a spus că o iubește mult de tot, să aibă grijă de ea și să aibă încredere în ei. Sabrina plânge cam mult după Larisa, o îmbrățișează și o pupă mai mult ca pe Perneș, nu este normal. În detrimentul relației cu Perneș sau căsniciei lor mai exact, prietenia ar trebui totuși să aibă o limită, nu credeți? Sau Sabrina a crezut că a venit la mireasă, hai să-ți faci prieteni. Larisa nu îl suportă pe Perneș, se vede clar, se și bagă în cuplul lor, așa am impresia, nu doar eu, dar și fanii emisiunii. În altă ordine de idei, Petrică și Elea, câștigătorii mireasă, se distrează și sunt plecați într-o vacanță alături de Arina și David, mai exact în Malta. Pentru alte informații, lasă un like și abonează-te, mulțumesc! Gestul bizar al lui Zani după ce a semnat cu Antena 1, într-o emisiune de mare succes de la Antena 1. Mai rar vezi așa ceva. Ce se întâmplă cu emisiunea lui de la Survivor? Zani a câștigat Survivor România 2021, atunci când l-a învins, în finală, pe războinicul Andrei Dascălu. În prezent, traperul prezintă emisiunea Survivor Extra Show pe Pro 2 și Voio. Este unul dintre cei mai iubiți artiști din România și a făcut senzație anul trecut, când a participat la Survivor România 2021. Noua vedetă Pro TV va apărea la Antena 1, în cadrul unei emisiuni televizate. Despre cine este vorba? Fanii cântărețului au rămas fără cuvinte. Nu se așteptau la o asemenea răsturnare de situație. Vedetele obișnuiesc să ne surprindă cu mutările pe care le fac, de la o televiziune la alta, în încercarea de a câștiga veniturile dorite. Deși este cunoscută rivalitatea dintre posturi, de curând, o vedetă de la Pro TV a participat la o emisiune de succes de la Antena 1. Este extrem de neașteptată o astfel de apariție în televiziune. Zani îndroapă Pro TV-ul. A semnat cu Antena 1, pentru ce emisiune? Este o lovitură sub centură. El prezenta emisiunea Survivor, Extra Show, care este transmisă pe Voio, dar și pe Pro 2. Fostul câștigător de la Survivor România se descurcă foarte bine în acest rol și după o perioadă de depresie, în care nu se mai regăsea, a revenit puternic. Ne-am obișnuit ca celebritățile să fie fidele unei singure televiziuni atunci când semnează un contract, însă o vedetă de la Pro TV, care a apărut în același timp și la o emisiune de la Antena 1, postul rival, a reușit să dezechilibreze această balanță. O celebritate care a semnat un contract cu trustul din Pache Protopopescu, pentru emisiunea Survivor România, apare la postul concurent. Zani a avut mai multe apariții la Antena 1. Alex Velea l-a ajutat să obțină mai multe contracte. A prezentat un rost fabulos în cadrul Humor, apoi a fost invitat să cânte în finala 10 Factor, dar și de Revelionul lui Dan Negru, iar acum va fi invitat și în emisiunea lui Neamarin, Poftiți pe la noi, Poftiți prin țară. Înainte de a bate palma cu șefii din Pache Protopopescu, Zani a mers la filmările de la Antena 1, motiv pentru care va apărea și în emisiunea pe care Marin Barbu o prezintă. În ultima ediție a sezonului Poftiți pe la noi, Poftiți prin țară, vedetele vor lucra la organizarea unui târg cu muzică și dansuri. Sarcinile pe care le vor avea de îndeplinit încep în stațiunea Olimp, având în vedere faptul că filmările au fost făcute la malul Mării Negre. De asemenea, participații acestei ediții vor avea ocazia să îl întâlnească și pe chef Cătălin Scărlătescu. Acesta va oferi lecții de gătit. Zani, fostul câștigător al show-ului Survivor România din sezonul trecut, a semnat cu Pro TV pentru a prezenta Survivor Extra Show.
În același timp, cel care a debutat în cariera de artist datorită lui Alex Velea, va fi protagonist și în emisiunea lui Neamărin de la Antena 1. Zani și-a achiziționat un apartament după ce a câștigat Survivor România. Zani, 23 de ani, câștigătorul Survivor România 2021, a dezvăluit ce a făcut cu cei 50.000 de euro câștigați după participarea la competiția sportivă televizată.